Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E surprinzător, ați auzit la știri, poate unul dintre cei mai mari investitori privați din domeniul energiei, ca să nu zic cel mai mare, Enel, a anunțat ieri din senin că pleacă din România. Anul viitor, grupul Enel va vinde operațiunile de aici sub motivul eficientizării operațiunilor din Europa. Și eu am plecat de la aici și nu i-am anunțat. Păi ceva, da, mă, iau curentul și pleacă? Sau închid geamul? Nu mai e curent și îl pa. Trec prin situații grele și eu m-am retras și Adi Tudor. Le-am plecat câțiva. Da, e nenorocire. Am zis că plecăm noi. Dezechilibrat tot cu totul. La noi Enel încă are România 3 milioane de clienți prin rețeaua de furnizare și distribuție. La telefon este fostul ministru al energiei, Răzvan Niculescu. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Acum am văzut explicațiile date de șefii Enel. Ei au declarat că grupul se retrage din România pentru că, și citez acum, am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obținem o creștere suplimentară în viitor. Și au precizat în continuare și citez din nou, nu pentru că nu ne place cadrul legal și de reglementare din România, care nu este mai bun sau mai rău decât multe altele. Am încheiat citatul. Totuși, acum, guvernul a reglementat cam spasmodic în acest domeniu. Sunt 4 ordonanțe de urgență în domeniul energiei în ultimul an. Credeți că șefii Enel sunt doar diplomați, așa, când spun nu-i vina voastră, e vina noastră? Că nu mai poți sta aici? Cred că sunt și diplomați. Nu ar avea niciun sens să intre într-o dispută cu autoritățile. Ei anul trecut, în fine, aveau planuri destul de mari de investiții legate de România. Acum lucrurile s-au schimbat, au o altă strategie și se gândesc să facă această mutare. Bun, dar ei când spun că nu mai avem cum să creștem, totuși 3 milioane de clienți, mult, dar țara asta are mult mai multe cămine care sunt conectate la piața, e mult mai mare de 3 milioane. Nu contează neapărat numărul, contează volumul investițiilor. Investițiile, liniile din România sunt absolut necesare, trebuie modernizate, trebuie să trecem la contoare inteligente, trebuie să integrăm mai multă energie regenerabilă, e multă treabă de făcut. Și totuși e un grup mare, un investitor mare, cu o poziție foarte puternică pe piață. Cât de ușor le va fi să-și vândă? Da, vă rog. Este cel mai mare grup de utilități din Europa. Iată. Din punctul meu de vedere, nu e o veste bună că... Ce semnal dă asta? Că intenționează. Nu e o veste bună, dar, repet, fiecare grup își are propria strategie. Probabil compară oportunitățile din România cu oportunități existente în alte țări unde operează. Înțeleg că au și un nivel de creditare destul de mare. Au luat credite foarte multe, vor în continuare să se dezvolte. Ține de strategia lor, ține și de atractivitatea României. Da, nu e o decizie fericită, nu e nici sfârșitul lumii, dar România trebuie să rămână atractivă pentru investitori. Acest lucru este clar din punctul meu de vedere. Și ce se întâmplă cu clienții Enel? Cu astfel de tranzacții? Clienții Enel rămân clienții Enel. Nu vorbim de... Firma nu pleacă din România, se schimbă acționariatul. Adică o să fie probabil un alt acționar, cine va fi acela. Dar firma rămâne, o să schimbă la un moment dat numele. Clienții nu riscă nimic. Dar dacă nou acționariat consideră că unele contracte poate nu sunt cele mai avantajoase pentru companie? Contractele trebuie respectate, pentru că entitatea juridică rămâne aceeași, nu se schimbă entitatea juridică, numai că nu mai este un proprietar, va fi un alt proprietar, dar contractele trebuie respectate, adică nu există dubiu în acest sens. Cât de ușor credeți că le va fi să vândă o operațiune de mare? Eu cred că vor găsi cumpărător. Acum și cumpărătorii, e important cine sunt. Companii europene, companii cu capacitate financiară mare, companii autohtone, vom vedea ce se va întâmpla. Dacă vă aduceți aminte, chiar în 2014, când eram ministru, eu am mai avut o încercare de a pleca din România, nu s-a finalizat atunci. Vom vedea dacă se va finaliza acum. Ce au anunțat este o intenție, nu o certitudine. Spuneți-mi că nu știm cum se întâmplă în astfel de situații. Enel totuși are o importanță inclusiv strategică în această țară în acest moment, chiar dacă e operator privat, investitor privat. Statul român poate avea... Care o importanță strategică? Gândiți-vă că este distribuitorul care livrează energie electrică
în baza NATO de la Cogălnicianu. Iată. Statul român are vreun cuvânt de spus în această tranzacție? Statul român trebuie să o aprobe. Ok. Dacă, mai ales dacă nu este o companie europeană, trebuie să o aprobe. E o legislație în acest sens. Și de regulă astfel de tranzacții nu se pot face fără să existe binecuvântarea și din partea statului. Pentru că niciun cumpărător nu va dori să cumpere dacă nu este binevenit. Nu își va risca câteva miliarde de euro intrând într-un mediu în care nu este binevenit. Aici trebuie probabil să se așeze la masă cu toți. Stat, cel care vinde, cel care cumpără, dar, repet, procesul este la început. Ei deocamdată au anunțat o intenție de a începe un proces. Începerea unui proces înseamnă constituirea unei baze de date, angajarea de consultanți, apoi cumpărătorii vin, se uită pe datele financiare ale companiei respective, fac oferte și se poate ajunge la un numitor comun sau nu. Deci, repet, plecarea este o intenție. Nu este deocamdată o certitudine. Am înțeles. Dar una peste alta nu riscăm să vină cine știe ce oligarh rus aici care să ia pe mărunții și compania. Pentru toate companiile din afară Uniunii Europene trebuie aprobarea statului. Mulțumesc foarte mult. Bine, mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea cu explicații despre consecințele deciziei Enel, fostul ministru al energiei Răzvan Niculescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.